Bună seara și bine v-am găsit, dragi telespectatori și telespectatoare. Suntem într-un fenomen pe care nu l-am mai văzut România. Ce zic eu România? Toată Europa, toată lumea. Suntem acum într-un fenomen extraordinar. Suntem în apartamentul lui domnului Nicu Bendea. Haideți cu mine. Bună seara, domnule Nicu Bendea. Vă rog frumos, mai aproape, nu vedeți ce scrie. Nu vreau să vă am pe conștiință și să vă plătesc cabo. Haideți aici. Bună seara. Ce faceți, domnule Nicu Bendea? Mai tare puțin că de la căciulă nu vă aud. Vă este frig? Uh, nu. Acum nu pot să zic că e chiar bine. E chiar decent. E plăcut. E bine. Și vă place așa în fofolit? Vă spun sincer că îmi place în fofolit. Mai mult mi-ar place în fofoloancă. Dar ne mulțumim cu ce este și este bine. Bine? Cum este bine așa? Păi ce să zic? Haine multe, nu mai încapă ușă, nu mai ies afară, fac economii, nu stric bani. Deci nu faceți nimic toată ziua? Ai de capul meu, am o grămadă de lucru cum ar fi? Pe păi acum mi-au venit doi urși polari de la zoo. Doi urși polari de la zoo mi-au venit că era prea cald în cuștile lor. Stați liniștit că sunt baie. Stați cu minți acolo. Sunt în negocieri să-mi aducă și pinguinii. Pinguini? Pinguin, da. Nor băi, o foc ar fi. Fără, fără, fără. O foc ar fi ok, dar vin 30-40 de pinguini, toată ziua, ping, 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 și vine unul de pe zice, pom, și atunci mă termină și pe mine. văd că v-ați transformat toată casa, așa. Să știți că ne-am adaptat, de exemplu, în sufragerie, în living, cum se mai zice, am o banchiză imensă pe care se antrenează multiplu campion ușerii tb se antrenează pentru maratonul arctic, da? Campionul e aici? A, acum nu. A mers să se încălzească la vecinul de la doi că el are garsonieră și are numai minus 20 de grade în cameră, e ok. El are trei pereți uh, izolați. Eu ce drept, domnule Nicu, că la dumneavoastră e polul frigului? Păi nu vreau să mă laud abusul când începe rubrica meteo. Nu mai dă minima la întorsura abuzului. Nu mai dă minima la aciu când Începe așa, stimați telespectatori, azi noapte cel mai frig a fost în apartamentul lui Nicu și cumva mă, mă la Adică... Bine, bine, am înțeles, v-ați amenajat aici, începe să vă obișnuiți din câte da, văd, foarte bine. dar nu plătiți factura la gaz? Dar ce eu țiriac? De, de unde bani? Lasă, domne așa, mai că mai, mai, mai ajung și vecinii. mai ajung și vecinii. Fac o faptă cari, caritabilă. Cum? Ce? Păi vin vecinii la mine să le răcoresc, să le răcesc sticla de vin, aici frumos, pe calorifer. Vă rog să luați, cum ziceți, Oi, oi, dar e chiar rece? Da, e Să nu scăpa jos că este țurțure de gheață, cum peste tot. Da, e rece. Nu vă ascund că și Băsescu. Și Băsescu vine de aici. De Domnul la Băsescu? La Domnul Băsescu în persoană și și a cuburi de gheață de la mine din sufragerie de pe banchiză. Eu ajut lumea. Să de nu. Era mai bine pe vremea răposatului? Da, sigur că da. Când venea iarna, când venea gerul, când nu mai venea căldura în case, tovarășul Ceaușescu ieșa și ne spunea Stimați, concete, eu și cu imitatul mai, mă mai ocup. Puneți o haină pe voi să nu vă îmbolnăviți! Ne spunea, avea grijă, ăștia, nu numai că nu vorbesc cu noi nenorociții de la putere, ăștia, noaptea ca hoții, mai pun un zero la factură. Și un mesaj pentru clasa politică, domnule Nicu. Pentru parlamentar, să vină să stea la mine în apartament trei zile și să judece situația țării la rece. Să vină aici să judece la rece, nu să stea în parlament și să o frece. Vă mulțumim. De la Nicul Lord a transmis Vlad Roșu. Aveți grijă, aveți grijă! Mam, e derdelat așa aici! Mam.